Ceva și bine v-am găsit. Iată, artiștii mă socot și eu o artistă, o cititoare asiduă de poezie și de proză. Obișnuiesc să-mi spun și părerea asupra muncii elaborate și cu depunere mult de sentiment a confraților. De aceea, iată, m-am așezat lângă un vechi prieten artist. Avem și plăcerea și onoarea astăzi noi să vă prezentăm doi poeți provenind din lumea științelor exacte, doi ingineri. Voi da citire câtorva gânduri în legătură cu cartea de versuri a domnului Octav Lica, Lupta cu timpul. Prefețele acestor două cărți ale domnului Octav Lica și Eduard Dorin Ene, Simptom de sentiment, sunt scrise de criticul și istoricul literar Victor Atanasiu, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Îl felicităm, îi urăm sănătate și drum frumos pe mai departe alături de noi. Lupta cu timpul. Poezia domnului Octav Lica s-ar subsuma ideea relației individ-timpul parcurs de acesta, ar fi în esență un eseu filozofic transpus într-o lirică autentică, de tip intelectual, tratând lupta poetului sau a oricăruia dintre noi cu trecerea timpului. Este o poezie filozofică despre timp, despre valoarea timpului, despre lupta interioară a omului cu trecerea implacabilă ce nu poate fi oprită, ca un curs de ape nevăzute. Domnul Octav Lica creează imagini romantice, îngemănate cu reflexii, cugetări personale asupra acestui mister, fenomen nevăzut, nepipăibil, dar a cărui prezență în viața noastră o simțim, o conștientizăm realist, lucid. Întâlnim interesante metafore, trenul, gara, ca episoade, treceri prin viață, la capăt de linie, așteptând moartea. Îngerul rătăcit în mulțimea vulgară, primitivă, pare să fie simbolul, metafora, simbolul poetic, metafora omului curat, sincer, poate chiar a poetului. Moartea apare ca sfârșit al unui ciclu și început al altuia. De asemenea, poetul atenționează asupra deșertăciunii existenței, fără sens, fără un țel, fără deziderate. Regăsim în poezia domnului Octav Lica o diversitate de teme, ca iubirea, dragostea de viață, un miracol dăruit omului, pesimism, încredere în viață, lupta cu sinele, splendorile naturii, nostalgie, accente justițiare, lucide, atenționări. M-a impresionat în mod deosebit poezia calului Dor de Ducă, transfusă într-un poem plin de sensibilitate și compasiune. Mi-a plăcut întreaga carte de poeme a domnului Octav Lica, pentru care îl felicit. În continuare, voi